început propunerea pentru viitorul președintele comisiei. Propune. Păi nu stau foarte suplimentarea ordinei de zi și după aceea când vine la rând, la ordine, cere atunci alegerea. Deci prima dată suplimentăm ordinea de zi. Punct. Care? Punctul 5, 6, care? Punctul 4 diverse. 5 diverse. 5 diverse și 4. Da, da. Supuneți spre... Are procesul verbal din data de prezent. Nu, supuneți spre voa suplimentarea ordinei de zi. Spuneți spre voa. Spuneți. L-ați terminat o... Da. Acum supune la spre votare procesul verbal din data de 30.07.2018. Cine este pentru? Ok. Și acum trece la primul punct de ordine de zi. Dăm cuvântul domnului Zanapă. Stai așa, trebuie să trebuia să citesc întâi. Da, trebuie citit drumul. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 159 din 20.08.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Uțănești în data de 27 august 2018, orele 16, la sediul primăriei Comunei Bârsănești. Proiectul ordine de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de raport privind modul de desfășurare a activităților de gospodărire la unitățile de învățământ în vederea pregătirii începerii anului nou școlar 2018-2019. Prezintă doamna profesor Cristia Rodica. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei investițiilor prioritare care se vor realiza în Comuna Bârsănești, județul Bacău, prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Proiect finanțat prin POIM, Program Operațional Infrastructură Mare, inițiator primarul Comunei. Punctul 3. Raport privind aplicarea prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 24 din 2013 la stabilirea modalității de înregistrare a unor suprafețe situate în spațiile și pe terenul aparținând domeniul public al Comunei Bârsănești de către SECE Acta Telecom S.A. în vederea instalării unor echipamente de retransmisie cablu TV și internet. Prezintă domnul Gabrieliu Daniel, viceprimarul Comunei. Punctul 4. Alegerea noului președinte de ședință. Punctul 5. Diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul Comunei și vor fi aduse la conștiință publică cu afișare. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Dăm cuvântul cu domnul consilier Tuna. Da, de faptul că ce și doamna directoare, iar eu sunt membru Consiliului de Administrație a școlilor prin faptul că îndeplinesc funcția de președinte al Comisiei de Învățământ la nivelul Consiliului Local. Trebuia să fie numit Consiliul Local. Nu revine... Nu rezultă de nicăieri. Dacă ești președintele Comisiei, ești în Consiliul de Administrație. Trebuia vot, proiect de hotărâre la Consiliul Local. Pe cine trimite Consiliul Local, din partea Consiliului Local, Consiliul de Administrație? Nu așa, fiecare, pune pe cine vrea. Deci nu e asta. Reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii pleacă cu vot la Consiliul Local, nu? Eu n-am nici cam potriva ta sau ceva, deci nu se procedează corect. Nu trebuia, trebuia vot. Putea să fie oricine, eu n-am nici cam, deci puteai să fii și poți să dai din vot, din Consiliul Local. Problema este că eu am fost membru în Consiliul de Administrare a Școlii, dar eram, știți cum, mă băteam poștea de la ani. Eu m-am retras și atunci, la propunerea mea, l-am trimis că nu găseam pe nimeni, că nu se prindea nimeni în momentul ăla, că era de urgență, era ședința cum ar veni a mâinii și eu azi m-am retras, mi-am băgat demisie, Și trebuia, bine, se putea face până la urmă pentru, dar de asta aș rămas. Bun, ați propus asta în următoarea ședință, se face, se propune, se face hotărâre cu ce ne trimitem la școală și vedem ce ne trimite. Nu e obligatoriu să fie cineva nu. Da, bine, procedura legală așa este, dar bine, având în vedere că domnul Blănar face parte din, în primul rând, din Comisia de Învățământ. Și este și președinte. Învățământ a lui va citi acum acest raport, domnul Petcu, în calitate de președinte al Comisiei Învățământ
din cadrul Consiliului Local, când o suplinește pe doamna directoare, care înțeles că este la Bacău plecată, care are unele probleme. Tot și referitor pe linie de învățământ. Păi da, dar și dumneavoastră, domnul Blănar, trebuia să vă referiți mai întâi, cum spune domnul Petru, la președintele Comisiei Învățământ din cadrul Consiliului Local. Bun, haideți să nu mai... Da, haideți să trecem. Din timpul vorba, că până mai da. Deci, raport privind modul de pregătire a școlilor și grădiniților din satele comunei Vârsănești pentru începerea unui școlar 2018-2019. În urma adresei numărul 29-2925 din 20-8-2018, referitoare la stadiul de pregătire a școlilor și grădiniților, în vederea începerea unui școlar 2018-2019, vă relatăm. La școala numărul 1 Bursănești, corp B, școala a fost reabilitată. La celelalte corpuri de clădire s-au efectuat curățenie generală în toate sedele de clasă, s-au demarat lucrările de aprovizionare și depozitare a lemnelor, s-au efectuat reparațiile curente la scări și pereți, s-au efectuat dezinfecție, dezinsecție și deratizare în sedele de clasă, s-au efectuat vitajarea grupurilor sanitare. La școala Brătești s-au efectuat următoarele. Curățenia generală în toate sălile de clasă. S-au demarat lucrările de aprovizionare și depozitare a lemnelor. S-au efectuat reparații curente la pereți. S-au efectuat dezinfecții, dezinsecții și deratizare în sălile de clasă. S-au efectuat vitajările grupurilor sanitare. S-a dat în folosință corpul grădiniței și cele două săli de clasă și grupul sanitar interior. Urmează să fie finalizate lucrurile privind aducțiunea cu apă. La școala Albele s-au efectuat curățenia generală în toate sălile de clasă, s-au demarat lucrările de aprovizionare și depozitare a lemnelor, s-au efectuat dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în sălile de clasă, s-au efectuat vitajarea grupurilor sanitare, s-au efectuat reparațiile la grupul sanitar exterior de la școală și grădiniță, s-au terminat lucrările de curățenie în curtea școlii. Școala Caraclău s-au efectuat curățenia generală în toate sălile de clasă, s-au demarat lucrările de aprovizionare și depozitare a lemnelor, s-au efectuat dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în sălile de clasă, s-a efectuat vitajarea grupurilor sanitare. S-a de îndeplinit. În imediata perioadă se va finaliza aprovizionarea cu lemne la toate școlile. În privința ocupării cu personalul didactic, metodologia de mișcare a personalului didactic privind ocuparea posturilor, catedrelor vacante, rezervate, se va finaliza de către Inspectoratul Județean Școlar până pe 10.09.2018. Deci acesta este raportul. Da. Domnul președinte. Dacă tot este acolo de făcut, am zis că este și un punct de mai așa, amintesc din nou și rog din nou rezolvarea cu internetul pentru școala din Alba. Poate reușim. Știți prea bine acum se țin toate cursurile astea și cât de mult ajută un cadru didactic, ales că e singurul cadru la 1.04. Deci are 5 clase în subordine și ar ajuta foarte mult. De multe ori să plânge doamna că trebuie să vină cu toate lucrările făcute acasă. Nu cred că e ok. Prea multe investiții la școala din Alben nu s-a mai făcut, nu sunt cerințele prea mari, dar un internet care costă un 50 de lei pe lună, cred că ar merita și acei copii cât mai sunt acolo, 20 de copii sau cât mai sunt. Sau chiar mai puțin. Dar nu se uită, doamnă, cadrul didactic trebuie să-și scoată foarte multe lucrări care le scoate și este obligat să fie pregătit tot timpul de acasă. Doamna Găman, dar nu putem pune în discuții, doamna, vis-a-vis că trebuie să uită la internet. În primul rând trebuie dotate toate școlile cu internet. Trăim într-un secol. Avem laptopul, nu se poate folosi pentru că nu avem internet. Deci... Și că dacă îl folosește până la urmă și în alte scopuri, care e problema? În primul rând trebuie... Nu, dar zic, în primul rând, internetul se folosește pentru cadrul instructiv educativ. În primul rând. Corect, am pus o întrebare, atât.
Chiar așa bine, dar a fost așa cam putentă. Cam ironic. Cam putentă doamna. Da, da, a fost sincer, n-a fost putentă ironic. Păi da. Am să le făcut Institutul Anului Distrus sau poate în care putentă. Avem internet în toate instituțiile care poate nu sunt atât de folositoare, știu eu, publicului și într-o școală nu putem pune internet. Eu zic, din punct de vedere, ar trebui dotate toate școlile, nu că ăsta, știu. La timpul ăsta mi se pare... Dar s-au dat școlile cu calculatoare și laptop, dar nu se poate folosi până la internet. Păi la... Nu zic, eu zic așa la modul general, domnul primar. Nu știu de ce am întrebat, acum să vă dau și răspunsul domnului Român. Domnul consilier de la noi chiar a spus că o parte din cadrele didactice stau pe internet și copiii învață, vedeți, n-au timp de așa ceva. Acolo ești într-o sală cu calculatoare. Nu toți se duc în sala cu calculatoare, înțelegeți? În capul ăsta, într-o oră, în sala cu calculatoare. Și doar știu despre ce e vorba. Are câteva ore săptămâna, așa, acolo. Acolo trebuie, nu. Duci. Duci copilul pe scaun, în fața calculatorului, revezi ceva, faci o lecție. La Bârsănești au fost reclamații că doamna profesoară stătea cu căștile în urechi și băieții se băteau la... Doamna profesoară avea internet în mobil, folosea internetul după telefon. Normal, normal, ar trebui telefoane, patru ore cât are cu copiii, telefoane, oprit în cancelare, copiii nu trebuie primiți cu telefoane. Da, da, treabă părinții. Pe de asta zic, părinții, de exemplu, la școală, regulamentul școlii, copiii au cutie, pune telefonul. Domn primar, dar este regulamentul școlii, domne, care interzice accesul cu telefoane și cu... Este regulamentul școlii, adică... Păi chiar că copiii nu se lege telefonul la... Domne, se lege telefonul. Să dați părinții, dacă îți dă directoarea telefon când se spune ceva, nu contează timpul, nu trebuie să-i răspund sau fac niște desene, nu știu ce, urlesc ceva, copiii. Eu trebuie să-i pozez, să-mi scot, să am de prezentat la copii și mi-e părți. La profesor, nu ne repedeam la profesor, la copii. Deci este și îndrumarea Ministerului Învățământului și majoritatea școlilor și-au luat măsuri și au cutii unde pun telefon. Există regulament, cum v-ați spus, ăla, dacă se respectă părinții, dacă educ copiii acasă, și le explică că s-a aparatura de informatică acasă, la școală. E bine, dacă nu. Dar la timpul ăsta care suntem acum, deci nu se poate admite ca într-o școală să nu ai internet, să nu ai toate utilitățile de informație. Nu se poate la timpul ăsta. Supus pe aprobare punctul 1, pe ordinea de zi, cine este în dar stai, trebuie să nu-i prezentare, să nu-i un proiect. Trece la punctul 2. Trece la punctul 2, asta e ordinea de zi. Dau punctul domnului primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei investițiilor prioritare care se vor realiza în Comuna Bârsănești de Subacom prin Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată de Subacom în perioada 2014-2020, proiect finanțat prin POIM, Programul Operațional Infrastructură Mare. Se aprobă lista investițiilor prioritare care se vor realiza prin proiectul finanțat prin POIM pentru Comuna Bârsănești de Subacom respectiv. 1. Front de cablare pentru execuția 3 puțuri forate dotate cu pompe submersibile. Pentru fiecare puț este necesară suprafața de 400 de metri pătrați. În total, 1200 de metri pătrați. Punctul 2. Conducta de aducțiune de aducțiune apă de la frontul de captare spre gospodăria de apă cu lungime de 7.447 metri, amplasată pe drumul județean 116, 3 situații, stații de tratare clorinare, în suprafață de 2.500 metri pătrați pentru gospodăria de apă care cuprinde rezervori și stații de tratare clorinare, rezervori de magazinare, rețea de distribuție apă potabilă pentru satul Bârsănești, având lungime de 12.610 metri, conform anexei 1, numărul 1, lista străzilor propuse pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă și anexa 2, plan de situație, cuprinzând traseele rețelelor de alimentare cu apă care fac parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Terenurile pe care se vor realiza investițiile prevăzute în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în perioada 2014-2020, potrivit ghidului solicitantului, precum și amplasamentele pe care se vor construi, extinde, reabilita noile investiții, rețele, stații de epurare, stații de tratare de apă, trebuie să aparțină domeniul public al unității administrative teritoriale
Comuna Răsănești, județul Bacău. Respectivele terenuri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe. A să fie liberene de orice sarcini, să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești, să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materia drepturilor comun. Articolul 3. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei, iar hotărârea va fi comunicată primarului Comunei Răsănești, Consiliul Județean Bacău, Direcția Tehnică Investiții și Lucrări Publice, ADIP Bacău, SC Crab SA, SC Fitner, București, precum și instituții prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc! Discuții? Nu. De raportul... Mai vreți să citesc? Citit, să pun la vot cine spune. Discuție, 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 am zis. O zis om, nu, o scrieți de care aveți. Da, putea să mă scrie. Aveți cuvântul, domnul Cuzie. De ce te uiți la vreodată, dar la eu că n-aș. Celălalt proiect. Deci trebuie... Dacă nu sunteți de acord, trebuie să facem. Asta e situația. Dacă așa sunt aici, dacă așa am fost să potrici lista de investiții, lista de investiții prioritare este aproape. Deci toată lumea deci face proiectele integral, dar noi am pus să ieși... Dar n-am avut noi proiectul. Trebuie să înțelegi o chestie. Deci aici este ADIB, exact ca și ADIS. Suntem în sfârșit de 2010, și ADIB-ul a, pe fonduri europene, a făcut un proiect mare, deci pe mai multe comuni, dacă v-ați uitat acolo la început, se desigura că e și Dofteană, Dofteană, și mai multe. Iar noi suntem prinși în perioada asta, 2014 sau dacă așa, 2020, 2007 și 2022, nu, 2014 2020, și așa suntem prinși numai cu apa. După 2020, e posibil să intre și partea canalizată. Ideea este, domnul oficial, dacă mi se permite să intervin doar așa din ceea ce știu că am dezbătut la ședințele anterioare. Ăsta se referă doar la satul Bărsănești, proiectul de astăzi, 2014-2020. Pentru restul comunei, că s-a discutat, că am luat și cuvântul în ședință, proiectul se finalizează în anul 2040. Pentru toată comuna. Deci este vorba de alt proiect. Cu canalizarea și apă pentru toată comuna, care în termenul final, cum am spus, repet, 2040. Sau alte proiecte, poate. Sau alte proiecte. În bucățele. Da. Ăsta se referă doar la satul Bârsănești, care a intrat acum, cum ați spus dumneavoastră, în acest proiect, până în 2020, 2014. Celălalt a fost adoptat de ADIP Bacău în 2010 și cu ADIS-ul tot în 2010. Sunt două proiecte distincte. Păi nu se poate face canalizare, că s-a făcut centralizat prin proiectul ăla care se expiră în 2040 cu ADIB-ul. Da. Și nu se poate face alt proiect, că este centralizat toate localitățile astea care le enumera și domnul Vici și centralizat. Câtă vreme este centralizat, nu poți să ieși din proiect. Noi, ca nivel de primărie, cumpărăm materialele, unii vor fi împlasate. Asta am văzut. Aici este problema. Aici este problema, că în proiect scrie clar că trebuie să fie în administrația publică, locală, terenul așa, din câte am văzut din prezentarea dumneavoastră, totuși trebuie să traversezi țeava de aducțiune pe niște terenuri private sau nu știu, sau puțurile. Da. Deci acolo este problema, trebuie să negociem și așa mai departe. Acolo ar fi aici, la baza legii 50 pentru emiterea autorizației și acordul cetățenilor. Deci trebuie, pur și simplu, dintr-un acord la notar, îl luăm, ducem omul la notar. Nu știu, domnul. Că este de acord că să treacă. Nu, că de asta cum discutam, de atâtea ori am discutat și cu conductele astea de adopțiune. Doamne, una este să fie terenul proprietatea publică a comunei și alta este să ai, să zici, o investiție prin teren privat. Doamne ferește, de o avare, nu poți să intri în terenul respectiv dacă este cultură meu. De asta, normal, deci am puțul respectiv nu are aici de 2 metri. Dar ați văzut că el spune că trebuie înțelegeți să avem 600 de metri pătrați. Nu 480 de metri. Eu zic de puțuri, eu zic de procedura legală a terenurilor. Eu nu am treabă cu puțuri și cu situația. Aici e problema, să zicem, dacă ar fi să ne aplicăm puțin să discutăm. În rest, tot e în regulă. Așa a fost foarte greu. În zona ta să văd evaluatorul evaluat un euro metru pătrat. Și greu am găsit persoanele care să iei de acolo. Vom da banii care se vor cere, dacă este utilitate publică și este utilitate publică, iar că va trebui să acceptăm consiliul ăla, că nu avem ce face. Da, dar tot legea ne spune că trebuie să dăm în baza unei evaluări făcute de un evaluator autorizat. Vom urma procedura, că nu avem ce face. Da. Și în zona de sus acolo, 1,80 euro.
Deci e ceva mai... Legea, până la urmă, are caracter general pe tot teritoriul. Dacă mai apar chestii în particulare, le putem dezbate în instanță de plecat. N-are nici face. Da. Oamenii au fost de bună credință și au vrut să discute. Legal așa bine. Am răspuns la partea canalizare. Altceva de nu putem. Asta e situația. Și ăsta e proiectul. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva cine. Trecem la punctul 3 pe ordinea zilei. Dăm cuvântul domnul primar. Domnul Cici. Da. Aici avem un raport. Cred că trebuie să facem o hotărâre de consiliu local. Nu cred. E chiar sigur că să facem. Asta e un raport la hotărârea din 2013. Deci Acta Telecom, sper că știți, are în comună 4 puncte în care ne-am plasat echipamentul pentru emisii. De fapt, pentru emisii. E un fel de amplificator, pur și simplu, că nu e antenă sau... Și doresc să închirieze către 2 metri pătrați pentru fiecare aparat. Bine, asta e și treaba noastră, trebuie să-i punem să închirieze, că nu trebuie să-i dăm... Și ei au venit cu o solicitare, dar noi am făcut un raport. Problema e că, din cât ne-am consultat și cu domnul consilier Miron, trebuie să facem o hotărâre de Consiliul Local. Deci, tariful avem la hotărârea de Consiliul Local din 2013. Așa, deci nu putem umbla. Este o hotărâre, este 120 de lei pe metru pătrat, ocupat de echipament. Acolo, în următoarea ședință, o să facem o hotărâre prin care să aprobăm închirierea celor 2 metri. Deci ar veni, în total, 8 metri pătrați în toată comuna. Eu propun, domnul Bici, totuși, să trecem... Sunt strâncherie, nu sunt strâncherie. Strâncherie, da. Nu știu dacă aici nu pot umbla. Eu propun. Ba, da, se poate, v-am avut un cerere... Da, asta e bună. Ei, dar dacă s-a stabilit acolo... Dacă în 2013 invația până în 2018... Da, putem stabilit. Deci, ce se întâmplă? Nu știu dacă v-ați aminte din 2013, dar repede sunt făcute tot în baza legii. Adică avem minim maxim. Și poate mi-aduc eu aminte că e aproape la maxim aici, nu știu dacă... Eu propun ca acest raport să fie totuși aprobat aici în Consiliul Local și votat. Da. Și ulterior să revenim cu proiect de hotărâre. Că, așa cum am discutat și înainte de ședinții, orice bunuri publice, private, care se închiriază, concesionează, etc., trebuie să făcute numai prin hotărâri din Consiliul Local. Da. Numai și numai prin hotărâri. Deci supunem la vot raport. Cu modificarea asta care... Cu modificarea asta, să se studieze piața la rata inflației și dacă îi permite să, în funcție de cum potea să fie, cine este pentru? Raportul se poate. Împotriva tine? Trecem la punctul 4, la legea de anul președintului din Consiliul Local. Avem 2 grupuri de consilieri, nu? Și 2 care sunt neafiliați. Spune domnul. Au ce comunicați pe următorul președinte, următoarele cele 3 luni de ședință, pe domnul Lazar. Alte propune? Nu mai ce mai cine este pentru? Ce la fost trebuie? Dar oricum trebuie să treci. Oricum trebuie să treci. Să știi că... Și acum trecem la diverse. Hai să mai încerc cu domnul Pietru. Da, domnul Pietru. Da. Am fost persoanul să balastul sate, bine, mai trebuie pe Valea de Serce. Aduce nu să aduceți să... Pionii n-au fost pus. Deci Valea de Serce nu. Da. Pus. Deci noi știți că avem la ploile care au fost în luna martie și aprilie, noi am făcut situații de urgență să putem lua niște balast agregate din tatăl. Deci s-a aprobat tot, cred că până la sfârșitul săptămânii care vine, ne vine și avizul. Dacă ne vine avizul, societate cu care să transportăm plus utilajele noastre și ne apucăm și rugăm să se vină posibil. Și o să facem și un depozit de 2000 de metri cub, care trebuie să-i exploatăm. Chiar dacă n-avem unii băgat pe toți, o să vedem, ne gândim un spațiu undeva, unde să facem o mobilă de mare și când avem nevoie să luăm direct acolo. Da, da. Dacă ăla trebuie... Luat cu tot, da, băi, nu te luați, că nu toți tot anul. Nu, lasă și anul, nu-i la pe luați și-l depozitați. În sage, da. E bine, deci. Domnul consilier Tălis? Ceva părere? N-am înțeles la școală. Așteptați avizile? A venit doar, dar acum a fost o perioadă de...
Am amendat. Perioada asta a fost oameni în concediu, deci după 1 septembrie ne apucăm de treabă. Cum facem regii, probabil să nu mai dăm bani. Mai am o problemă, dar după ce simte din cameră. Da? A, deci ce aia face la ședinței, am înțeles. Domnul consilier Bază? Legatul de la școala de la Amble. Gardul. Trebuie pus acolo tablele și poarta, sutat, până începe noua școală. Da. Da. Dar am înțeles că acolo sunt lipsă niște clase, trebuie să vedem. Ei, sunt, o să punem, avem deja clase de avem clase de astea. Nu, avem clase de astea de la. Tăiate cu bonfire acolo. Nu, dar nu e. Poate e din continuare. Tăiem. A, avem clasa care am luat-o de la fostul teren de sport de aici. Și nu facem plase, le dăm întinsă pe plasele alea. Da, legată cu sărmul. Da. Ori eventual desfacem o schiere dintre aia și după ce unii că... Da, da. Da, vede. Da. Domnul Georgescu? Eu aș avea o întrebare cu așezatul bazinului ăsta acolo la viață. Un singur bazin. Un singur bazin. Un rezervor. Acolo. Da. Bazinul ăla nu vine chiar în șosea? Da. Aproape. Aici. Problema aici cu oamenii care trece pe ei, la voiaurile jos. Unde vine puțurile? Unde vine puțurile. Aici e problema cu câte rare oameni teren și cum da, da, da. Aici. Deci acolo, legătura între puțuri, până unii ies în drumul de la, cum se spune, drumul național. Drumul care vine la care ies în Tazău, drumul național, acolo e pe proprietate. Da. V-am spus, noi încercăm prin acordul cu cetățenii la notar legalizabil. Deci totul să fie ok, să ne permite. Deci, pur și simplu, conductele s-au rugat să bagă și eu la un metru și ceva în pământ, ălea nu știu dacă să mai fie probleme. Sau poate e posibil să facă prima anșoane cu cămine de tragere, deci nu o să mai trebuiască să mai sape niciodată. Deci conducta principală se bagă în altă conductă și în caz de o avarie, o scoate pe aia, o bagă pe aia. Părerea mea, nu știu, cu proiectantul știi aici. Cu o problemă așa. Deci, numai cu ei, problema care e mai mare, în momentul când sapă să pună conducta. Dar pe câte am înțeles de rău, o să acționeze pe timp ori primăvara până începe avaria agricolă, ori toamna după. Și mai am o problemă, sunt gulaie de acolo, de la agricultorul. Hai să facem ceva cu oamenii, să nu mai care acolo la... Care în izlazul ăla și... Orice da. Mizerie duce în izlazul acolo. Am dus de-a treia ore, am pus până, am pus. Nu știu ce vreau să vedem, dar eu mereu îi zic, îmi opresc, băi, dar nu-i corect, da. Cam așa, da. Domnul Banar? Da. Sunt de acord cu... Mă trebuie de scurt. ...cu la proiecte, așa. Mă duc de așa. Pe urmă, la școală, să punem băcile alea, la macepe, școală. Da, trebuie să vedem să terminăm și leagă, nu? La leagă. Da. Taune. Da. Taune. Da. Dar acum, prin faptul că tot sunt președinte Comisiei de Învățământ, Sport, Cultură, cei de la Asociația Sportivă ne-au adus în sfârșit dosarul cu adresa nouă, dar și asta este incomplet. Deci nu are semnături, nu are și tampilă, nimic, orice altă care te face oricare acasă. Vorbiți de semnături. Dacă trebuie și le-o restituiem, să o legalizezi. Dar ștampila nu mai este obligatorie. Să o legalizezi. Trebuie legalizată la, la judecători. Ce? Sentința. Sentința e altceva, dar nu are... Păi sentința vorbim, nu mai e ceva. Deci are la comunicare, are ștampilă, dar nu se vede. Bine, da, nu e urmă, nu e urmă de la judecătorie, clar că nu vine în altă parte, dar trebuie a trebuit. Păi vorba este, trebuie să ai legalitate. Domnul Bunar, este urmă de conturi. Domnul Bunar, este originalul, poate e o copie. Nu, e o copie, nu-i. Dar și copia trebuie să ne aducă legalizată. Trebuie un pic, măcar semnături. Nu-i ștampilă, nu-i ștampilă, dar nu-i ștampilă. E n-am, tot. Așa pot și eu să acord de acasă, eu prima oară de plus faptul că are obligația să modifice. La certificatul de înscriere este obligatoriu să modificare. Să modifici toate datele care da, sunt. Da, care chiar scrie modificare. Și el trebuie să completeze. Da, nu e rea voință, nu e asta. Procedura cum e stabilit în sentință, așa trebuie să urmeze procedura. Da, așa. O să le trebuie de așa. Da, 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 da
conștiințare ceea ce trebuie făcut, că probabil nu știu ce. Deci ei se laudau, ei se laudau de la 1 iunie că au deja mutația și el e în luna 7 făcută mutația. O, ideal este să consulte și ei cu cineva să consulte, să urmeze. Vreau să spun în relief faptul că ne-a acuzat pe noi tot timpul că nu vrem. Și când am vorbit și la telefon, nu, că avem toate rătirile, că bărseamnești numai lună. Apartamentul 2, unul fiul ăsta, nu știu. La chestii pe aici. Da. Aici în apartamentul la locul. Da. 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 Ce? Da. Deci, abia acum au adus rătirea și asta este, așa cum am prezentat. Le uite, vreau să-și ducă să nu este rea voință, nu este, noi trebuie să respectăm legea. Dar să îndeplinească cerințele în care o stat de instanța, că ești obligați. Da. Ca să fie valid. Pentru atunci când vine curtea de conturi, cel care le-a pus semnatul este domnul primar. Noi avem, suntem absolviți. Într-un cuvânt, trebuie să facă, deci, cele legale, ca la următoarele criterii de buget, putem să le acordăm bani. Când îi legalizați, doar după la timpul ăla să-i pui ștampi la acord, legalizați sau nu? Adică noi nu putem să... Dacă vezi la Bârșăniești liber, înseamnă că...
Dacă s-a dat examen la Bacău și s-a făcut titularizare pe postul ăsta, atunci nu mai are ce face nimeni. Dar dacă nu se titularizează, atunci poate să le apună pe cele care au fost. Păi nu este titularizare pe postul ăsta. Cred că nu sunt ocupate și devine director ce-i vin. Deci asupra-ți un pic la ei, dacă nu se titularizează. Păi dar nu știm, eu nu știu dacă este titularizat sau. Dar acum ați spus că depinde de director și așa că luați legătura că e păcat să pierdeți copiii. Adică rămâne școala și așa puțin, mai pleacă și ăștia, în completare, la doamna, în completare la doamna Găman, vă citesc din, din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Bârsănești și spune așa, Consiliul Local există următoarele categorii de atribuții. La aliniatul 6 din articolul 36, se spune în felul următor. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la aliniatul 2 literă de Consiliul Local, asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind. Primul punct este educația. Cum n-are nicio obligație Consiliul Local? Da, mulțumesc. Cum nu are? Păi da, dar educația ca ce? Ca administrativ, nu ca proces de învățământ. Da, și ca administrativ. Dar pe noi ne interesează, în primul rând, ca elevii să avem elevii la școlile noastre, să totul să fie organizat la nivel de comună, da? Și cadre didactice și cu totul, tot. Dar profesori, cum putem noi nu să... noi evaluăm profesorii, că nu avem noi capacitatea exact. Și nu știu ce facem. Dar ca să ne interesăm de ce ne pleacă copiii din comun, avem dreptul. Păi, dar ce ai spus? Asta vreau să completez. De ce nu am în ce condiții cei de la oraș nu primesc? În ce condiții? Cine le aprobă lor și în ce condiții pleacă copiii din comun? Tot de ce aprobă? Cum? Tot de ce aprobă? Da, bine, vă las la latitudine, adică e dreptul fiecare să-și exercite interesul, să zicem. Dar ei, la nivel de oraș, au niște condiții de înscriere. Dar dacă nu are școală sau nu are loc, pot să primească. Sunt niște condiții și de înscriere și acolo, da? Pentru că destabilizează învățământul în mediul rural. Exact. Înțelegi? Ai și probleme. Iar noi, în calitate de consilier local, ați văzut cum scrie, suntem obligați să milităm și noi. S-au făcut atâtea investiții în școli și să treci elevii. Exact, exact cum spuneam. Ce facem cu atâtea școli, că imediat le închidem? Ce facem cu ele? Vă spun eu care treaba. Deci pleacă copiii spre oraș. Deci legea spune, o clasă trebuie să aibă de la până la. Și acolo primește cât de mulți, cât de mulți, pentru că banul de la guvern urmează elevul, oriunde se duce, și să face economii la plata salariilor cadrelor didactice. Înțelegeți? Supraaglomerăm clasele alea și nu mai plătim un post, două posturi, cinci posturi în plus. Să-ți faci și calitatea actului didactic oricum scade. Una e să lucrezi cu 30 ceva și una să lucrezi cât spune legea. Dacă legea spune 28, maxim te oprești la 21, nu faci 35-38. Înțelegeți? Ei fac economii de bani pe chestia asta. Am vrut să explic în felul următor. Ca să pleci cu copilul de la țară la oraș, trebuie să, acolo te înscrii în anumite condiții. Nu te înscrii așa, hai la vină de unde vrei tu, hai te înscrii pe tine acolo. Păi toți vor să niște condiții, să ceri domiciliu, să ceri, sunt niște condiții. În ce condiții? Toți directorii vor să-ți vină copiii cât de mulți, cât de mulți, vin la tine, nu sunt. Dar mi se pare corect. Înțelegeți? Primești finanțare prin număr de elevi. Da, domnule, știm asta. Finanțarea se face numai de elevi. Corect. O știu și pe asta, că am discutat-o și cu altcineva. Și duce acolo în clasă. Păi da. Și acolo sunt niște condiții, domnule. Poți să-i înscrii pe toți acolo într-o clasă, că, mă rog, vrei tu să atragi cât mai mulți. Ceea ce am observat și la nivel de oraș Onești, și la nivel de oraș Târgu Ocna, la licee deja începe clasa 5-a. Nu știu cine le permite să înscrie clasa 5-a la nivel de liceu. Și se dă și examen pentru intrare. Da, deci nu știu cine cum se procedează. De asta zic, noi în calitate de profesori și noi obligația să ne interesăm. Ia să văd, domnule, la nivel să meargă, de uitați, cum avem comisia. Că asta este, cine sunt aleși să meargă. Elevii, la nivel de inspectorat. Ia să ne putem. Ia să nu le piardă din comună. Uite, să fie, dă și să ia la buserie. Da, da, da. Referitor la asta ce... 6 milioane motori în apirul, asta a fost asta. Referitor la subiectul ăsta cu plecatul și cu adusul copiilor, de exemplu, Caracalului, care e primul domn primar când a fost evaluarea școlilor din comună, de către inspectoratul școlar, am ridicat problema mutării copiilor de la Caracal. De ce se mută copiii la Caracal? Și am explicat destul de clar. Mai multe cheltuieli sunt prin mutarea copiilor pe naveta zilnică, pentru că
nu punem acum că se mai închide drumul ăsta o perioadă timp până se repară. Dar pe timp de iarnă nu va accepta nimeni ca copiii să treacă peste drumul ăsta închisat. Dar nu ne băgăm noi. Păi tocmai. Odată ce mai am dat și către Atica adresă pe perioada iernii, drumul este inaccesibil. Deci se va face în conjur. Copiii nu vor încăpea într-o singură mașină, deci vor trebui două mașini. Asta nu e problema noastră, era vorba cu totuși cu toată. Dar este, să continuăm, e problema noastră. Problema noastră nu e noastră, știți. Deci copiii va trebui să facă naveta prin Brătila, prețul va fi mult mai mare, pentru că se consumă carburantul, revizia mașinilor, plata șoferilor, plus reparații, că mașina aia, acum să ieși și știi cel mai bine, cred că, așa, mașina aia folosită zi de zi, la un moment dat va ceda. Trebuie făcut reparații. Dar mai este o chestie... Dar cu domnii inspectori ajuns, erau toți trei, erau inspectori ajuns. Mașina școlii? Da, mașina școlii. Da. Mașina școlii va primi. Mai este că e păcat despre... Nu, asta am dat eu. Am discutat cu ei. Și au zis că sunt hotărârile de la București pentru economie. Deci ce economie? Că vor fi mai multe cheltuieli. Dar nu vorbim de faptul timpul de lucru a elevului. Că vă dați seama, ca să plece de la Caraclău, ca să ajungă la la Bălsănești, Roata, pe Nonești, vă dați seama că el trebuie să trezească la 6. Dar nu chiar place mie, fiind și locuitor al satului Caraclău, să știi că nu mai este școală. Deci chiar trebuie să luptăm pentru asta să fie elevi acolo. Ei ne-au apreciat pe faptul că am făcut școli, le-au fost peste tot și au fost foarte încinciți că suntem. Sigur, am comună prin Valea Turcului cu Oleg Cusărat, și-a dus înapoi pentru intelligența unei și-a dus să se treacă. Acum, mai este deci, ce este mai... Mai... Există, prin legii, număr minim de elevi care nu ai post. Deci dacă n-ai număr, nu poți forma clasă și trebuie să-i duci în altă parte. Da. La învățători, dacă ai 11, nu ai post. Trebuie să ai 12. Nu? La fel și cu... Și cu, dacă n-ai 12 pe două clase, ori cuplezi la 5-a cu a 6-a, ori la 5-a cu a 7-a, să ai minim 12, dacă n-ai 12, nu ai putut face clasă. Și trebuie să-i duci în alt sat. Și la fel și a doua clasă. Deci ei sunt și de a 5-a, și de a 6-a, de a 7-a și de a 8-a. Și trebuie acolo 12 plus 12. Nu te las să faci o singură clasă cu aia 4. Deci a 5-a, 6-a, 7-a sau 8-a, toți la un loc să faci o singură clasă. Că acolo așa, la matematică și la română trebuie să faci separat. Dar nu vă spun faptul când ne-a spus doamnul inspector că e posibil în 2 ani de zile să nu mai fie niciun copil pe școală. Vrei să fii la Elinio, o singură școală. Păi și poate nu vreau de copie, domnul Bănaru, dar de exemplu, la mine de la Brătești să ducă să ceară o adeverință, tuma la Helegiu, chiar nu este convenabil deloc. Nu este, dar... Dar nu trebuie să fie dușor, dar e păi, asta zic. Păi, nu, dar scopul aia este. Facem atâtea investiții, cum spunea și doamna Arima. Facem atâtea și atâtea investiții în școli. Și dezbatem aici ședință după ședință. Chestia astea, așa cum noi nu... Sau goale, cum vine cu cuveaua alea. Se poate, nici așa. Trebuie făcut ceva. Totuși, nu înțeleg cu drumul care... Poți să fie ce între școlari. Deci drumul care o referăm acum, da? Deci o reparăm și nu sunt copii, clar, când are cum să iarna, dar tu dai asigurare că nu poți să la dacă eu dai la față când copilul ăla se zeră 5 metri pe aceeași învățătură. Pentru că vreau să te duci. Dă-mi o pe care să răspundeam, pe n-are de unde 10 grade. Cine răspunde? Foarte bine. Bun. Și elevii care sunt la ONE și de ce merge autobuzul pe acolo? Drumul ăștia de pe aici și se dea? Da. Păi eu știu că... Deci, circulă pe acolo autobuzul. Ia să ne dea la autobuzul. Drumul peste deal are pantă cu plinare de 14 grade. Deci, peste 10 grade. Și acum știți, luați-le de asemenea. Când vrea circulă pe acolo, când nu vrea circulă pe din. Faci vedeți că și peste tot. Deci, ori respectă traseul, licența care a luat-o, ori circulă la... Dar așa este licența. Deci, licența este așa. Licența este pe urmă. Adică, copilul meu se duce la școală, da? E la liceu acum și trebuie să ducă la școală. Deci, anul se duce de rând. Dar nu se circulă pe timpul iernii. Că așa vrea cei care au licența pe... Deci pe timpul iernii noi nu... Copiii au locașini separate pisate la timpul școlii. Nu vin pe care.
Doar dacă se defectează o mașină și nu are altă posibilitate. De povere, dar în rest... Dacă s-a defectat domnul la mașină, da? Îi trebuie să ai o mașină de rezervă. Corect. Atunci trebuie să învară copilul meu că are o mașină defectă. Nu, dă ea, Vasile, Vasile, la, dacă te duci la caietul de sarcini, la Consiliul Județean la licență, vezi este o adresă trimisă de noi din 2014, în care spunem destul de clar. Drumul DC-153 în zona stației autobuz Bică, Rudubenia, pe timpul iernii, este nepracticabil. Domnul Vici, dar în primul rând, eu știu că fiecare licență se dă pe un traseu. Nu? Așa au fost făcute eu nu cred că a fost făcut traseu la ceea ce spune și domnul Vărnă. Nu cred că a fost făcut traseu Bârsănești, Caraclăonești. Deci la a fost făcut traseu Bârsănești-Onești, Caraclăonești. Deci la 5 în volum a fost trecut de licență. Pentru că ei vor ca să facă economie la bugetul lor acolo, firma respectivă, folosește traseile astea, deși ele nu sunt licențiate. Deci, între Bârsănești și Caraclău nu e licențiat traseul. Ba da, de la ora 5, de la ora 17, este prima pusă până la 11:30, uite-te licență. Nu-i licență. Eu am văzut joc din locuitorii de la garajul de joc. Ei au preluat exact caietul de sarcini din 2008. Licența se face din 2007. Din 5 ani, să da, din 2009. Acum 5 ani, a dat licență la aici. Exact așa era și acum 5 ani. Deci eu când am venit viceprimar aici, licența exact, era exact... E modificarea licență, nu s-o... Nu e o problemă. Și deci asta, Ministerul Transporturilor a preluat-o direct din operatori atunci. Noi atâta ne-a întrebat, domnule, puteți, cum e drumul de la Caracol, este accesibil? Nu. Modificați vouă ore în transport? Nu, că nu am modificat, că n-aveam ce să modificăm. Așa, așa, am trecut să ele. Atât am văzut. Altceva nu se voie. Ei, trebuie să ajute. Trebuie să dăm mai ceva modificări. Și fiecare licență se trebuie să se emite pe câte un traseu. Nu poți să te intercalezi cu traseul. Asta am înțeles că a fost o practică mai înainte pentru a evita plata rovinietei. Așa am înțeles din discuția ce am văzut. Nu, și ca să iasă pe localități, să nu folosească drumul național sau european. Din câte știu, a fost făcut în momentul când nu contează. Și nu-i convenea să facă... Era Transmotova pe atunci, din credeam. Nu. Problema este alta, că creează o stare de disconfort la cetățeni. Știu. Adică, vara am circul, iarna nu. Știu. E o stare de disconfort. De exemplu, acela nu este licență. Acela nu este licență. Cooperatorul nou care vine, cooperatorul poate să ceară în discarea licenței. Domnul Vice. Deci cei ce participă la licitații, poate să ceară, domnule, eu am luat caietul de sarcini, dar aici nu convine să trec o corect. Atunci o poate modifica. O discutăm în 2019. După câte știu eu, 7 de licență este dată pentru ele separată și pentru... Nu e adevărat. Separat. Nu e adevărat. Aceeași licență de transport pe toate începând. Nu cred. Poate să facă la altcineva. Ia tu și vezi că e licență de transport ocazional. Du-te și vezi. Ce-au făcut la ambele și asta e licență de transport ocazional. N-are voie să oprească în stațiile astea, trebuie să pleci cu o jumătate de oră înainte sau după. Da, a făcut o altă firmă. E altă firmă, nu știu să o ia o binecuvântă. 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 Dar n-ai două, nu două. Îți trebuie... Eu cred că se doar. Nu mai bucur să ne-i. Păi, dar nu știu să o ia o binecuvântă. Nu știu să o ia o binecuvântă. De exemplu, cum înființat Ababi, la Cuieț. Suna la... Nu știu să poate cu anima și la început, dar el l-a înființat. Nu, ideea este că acum, în 2019, în ianuarie, se schimbă programul de licențe. De câte persoane sunt cu Bârsănești cu caracterul în autobuseală la 99? Una sau niciuna. 1, 2, 3... Domnul Vărnă, știți câte persoane sunt de elevi la două care cerc în autobus? Stau sardele. Ce discutăm noi aici? Discutăm că nulezul lor... Iar de ce vorbim noi, Vasile? Iar ajunge la vorba cu școala. De ce pleacă de la comună și nu stau? Că le place să facă naveta și să stea în gara. Asta este ce stea acolo, pe internet. Aveam liceu la... Lasă-mă că nu sunt liceu. Să vezi că 30% din ei sunt 1-8. Da, am mai discutat de ce pleacă. Unii e unde am îndrie, mă. Deci 30% sunt 1-8. Nu, ideea este în felul următor. Da, deci într-un fel au dreptate. Aveți și dumneavoastră fost consilieri dreptate, dar ideea era ca să simplificăm cât mai mult situația. Că trece pe acolo sau trece pe nu știu ce traseu, puțin mă interesează, puțin mă afectează. Dar ideea este să creăm niște condiții mai bune. Cât, domnul Miron, poate să
sunteți în... Câți elevi au terminat clasa 8-a și au plecat în oraș de la noi din comună? Că nu am situație. Care au avut o... Nu, vorbim de toată comună. Toată comună? Da. Undeva la vreo 20. 20, da? Aproximativ. Cât abandonează tot? 20 împărțit la 4 trasei, la 3 trasei. Aia de la Brătești lăsați, aia sărace au alt traseu. Bun, la 3 trasei. Hai să facem un cap de 6. Ori 3, ori 4 ani, 21 de ele. Pe traseu. Pe cine îl pune să ia licența aici? Nu mai e licența așa la cu deci primul de transport. Deci 21 de ele sunt pe traseu, pe 3 trasei de 21. Când din cauza lor. Dar la albele sunt aproape, cred că sunt mai mulți ca la Sănești. Avem două ori de când de șuptăm de ele și până la urmă. Așa, așa, suntem la divers. La de aia nu știu pare de aia. Păi așa, am văzut la mine. Hai departe. Eu vorbim, domnul consilier, bunar a vorbit. Nu are ce să conținez acolo și nu știu ce vor să știu. Ba da, camera conținează. Da, camera conținează. Domnul consilier, domnul. Dar mă lăsați să vorbesc acum. Da, începem. Fără elef ăsta. Dar cum fără elef? Bun, am spus altceva. Deci, domnul președinte, când nu era președinte, discutați de femeie de serviciu, vezi oameni, când vă pune la treabă. Și acum trebuie vorba de ele, că trebuie să le creăm în poziții, să nu mai vorbim. Doamna directoare, nu spun. Hai că aveți dreptate, hai că toți aveți dreptate. Hai să facem. Început lucrările pe DG 116. Început? Nu. O decoperta. A decoperta. Da, știu. Întrebare întrebătoare, că domnul Georgescu era cu semnele de circulație. S-a pus un semn cu sunt de nivelă? Da, sus pe galeam, da. Dar aici la Păsănești nu mai este niciunul Păsăn. E. Și nu mai am pus. Deci ieri a fost un accident acolo. La Jodosu? Da. Deci din cauza de nivelare care s-a a fost un accident acolo. Și deci trebuie pus semne. Și să vină la două județeni să facă casetarea și plumbarea. Am 4 ani, 8 ani de gândit. Canalizarea Păsănești. Și eu zic limitarea. Vasile, am stat de vorbă cu o șefă de la două județeni, chiar pe Gălea. Și ne-au dat asigurări că da. Sunăm domnul președinte, ne dă asigurări că da. Sunăm pe ei. Da, cum se va face? Domnul președinte, am vorbit joi cu dânsul. În cel mai sportiv, ei. Ce să mai? Deci chiar am auzit, șoferul zicea că nu, eu nu am aduce un semn de preîntâmpinare că sunt de nivelat. Ei, dacă n-am judecat, înțelegeți, da? Dar am văzut și deși. Am văzut și deși. Am văzut și mai sus semnul, nu știu, că n-am văzut. Nu este, nu este. S-a venit cumva cineva. Mi-a văzut pe care când era de vale. Deci este unul de vale și este unul chiar... Lucrări, nu de nivelat. Eu vă spun ceva. Am îngustat. Vă spun ceva de mai tot ce Dumnezeu să le pe inimii. Hai să duc la Târgogna, o lua sărbă de acolo și o izghit mașina de port în Jodan Sama, o lua sărbă și o dat de la drumuri, o dat toți banii de mașină. Hai ne scutăm. Asta așa vreau de ăla trebuia să duc pe inimii la Bacău. Dom'le, n-am văzut niciun sărbă. Poză să-mi spui mie dacă nu îl distocumești complet tot ce mi-o strica la mașină. Dar indicatoare nu rezistă. Dacă îți arătăm ce chiar de cadastru am făcut, că n-a fost făcut niciun cadastru între țară și uite de toate, uite și ăsta cu apa tot de izbim numai de cadastru, păi aveam bilet, cred că un miliard jumătate până acum, dar numai cadastru. Dacă ți-a dus... Nu sunt bani mici, dar nu sunt. Nu sunt, așteptăm. Domnul, toți frăzii cadastru. De ce situație sunt cu zăsul cadastrare? E făcută tot acolo. Da, da, e. Nu e, nu e, bine, bine, bine. Deci au predat și documentația de la Juncar acolo, și vreau să vorbim cu proiectant pentru terenul nostru acolo, ca să vină la fața locului să... Hai, crește de fapt, nu? Facem ce facem cu terenul mare, când ne-a plăcat echipa de fotbal la Hilegiu? Păi nu, du-te, nu vezi la coace, te poți să uit acasă. Cine? A venit documentația, dar n-are unde jucat. N-are unde jucat.
La Brătești. Ba da, Brătești terminat. Da, mai faci la Brătești. Mi-l am plătit. Da, dar trebuie ca să joace, deci trebuie un loc. Da, trebuie să mai fac un gard acum între. Deci ai, asta e problema. Spectatori acolo. Degeaba facem dacă nu și omologăm. Să le facem, ca de deci, adică trebuie să facem. Și ăla e la limită, e la limită exact. Era cu jumătate de metru, dar ridicarea la urma că și dar la ședință l-am dat cu mereu cu terminul la Plătești. Caracalul nu îndeplinește că el trebuie să aibă minimul lățime 45, are, are 42, dar sunt să știi. Dar în schimb, are lungimea prea mare. Eu propun ca ai să o ocupă de ei, să vină la ședință, să explici, inclusiv că o postat pe Facebook, că altul comun îi primești cam gen, să o referi, și noi nu avem ăsta, să-i sprijinim. Și eu mi-a explicat lui domnul Masiu. Așa, i-a explicat. Mă, când a fost domnul primar, am avut mers la Plătești și a spus, îmi zicea mie. Bă, zice, a venit domnul primar. Și zic, bă, de aia ai spus lui domnul primar. Dar nu știi spun domnul primar. Nu, spun nouă, mă zic, domnul primar, vreau mi-a strâng domnul primar. Nici nu, bă, ce, nu? Așa, bă, și când mi-a spus lui primar. Bă, zic, nu le-am considerat. Da. Dacă voi ne-a spus eu, ce? Bă, zic, dar de ce nu ai spus? Ai cerut să vină cu, să costească terenul? Păi nu. Păi atunci... Comoditatea asta e comoditatea. Auzi, Mirel, îmi cer scuze pentru toți consilierii, da? Eu nu le-aș da nimic niciodată cât e un proiect nu-i mai spate. Alta apără. Nu-i mai pentru unul care vorbește și nu puteți să vorbim. Nu-i unul. Face parte din... Nu deschide și ceilalți latră, știi cam așa. Știți cum este? Până la urmă și sportul ăsta face parte din cultură. Ne reprezintă și pe noi ca și comună. Nu este o problemă. Sunt și opozanți. Da, înțelege că sunt cei care tot instigă, e opozantul nostru. Da, ce să facem? Dar uitați, uite cum a zis. Ca să abținem trebuie să vorbim cu cel care vorbește, să vorbim cu el, să vedem cine mulțumire are, vorbim cu el. Problema e și cu nemulțumirea, dar eu zic după mine, am aici veterani, 2-3 care au jucat fotbal. Deci, pe timpul când se juca fotbal și performanță, era în a doua ligă, nu ligă, cum era, liga a patra, cum era, mai punea și jucătorii o să la. Deci nu trebuie cineva, că nu suntem niște oameni din amul ca să avem administrații și să ne facă treburi. Trebuie să mai punem și noi un pic. Noi echipa cu jucători, noi facem teren. Păi, mi-aduc aminte, plecam cu jucători, cu copii, cu toți, era tu șapte teren, nu poți să am tăiat bălăriile după urmă. Aici sunt de acord cu domnul Vici, în cauza că adică noi punem terenul la, ca să poată juca, dar mai trebuie și din intenție. Adică că acum e numai la muntă, ca mirile și Juventus să muncească. Și e prea la muntă, vreau la pomană. Deci cum facem, domn primar, eu zic așa, să hotărască ei în echipa lor, să aibă un delegat al lor, care să vină să-i reprezinte pe toți. Așa, vină, discută cu noi, să discute cu noi, să vină să discute cu noi. Să mai vorbească cei din galerii, din adresă, vină președinte. Asta o să fac și gard în partea aia, la unul este o spectacol. Așa cere... Știți, galeria mai bună aici, la casă. O să vin cu o sesterienul, iarăși. Vom, domn primar, trebuie să îi sprijinim și pe ei, indiferent de situație. Vom studia, ce, adică o să examinăm rectificările și ce să mai fie la buget. Și dacă rămâne, dă și lor acolo. Trebuie să le plătim arbitrarea, deci să le asigurăm arbitrarea. Noi spunem ce să le trebuie. Macar arbitrarea. Președinte este cel care reprezintă echipa, este președinte. M-am zis. Corect, să vină să ne prezentăm. Noi știm că a fost aici la ședință. Să vină să discutăm, să vină documentat, nu așa cu bârfe și cu apuse și cu astea. Să vină frumos documentat, la zi și așa mai departe. Așa se discută prietenește și omenește, da? Că știu noi, dacă dăm bani, îl dăm conform legii din buget, da? Nu-l dăm de nu știu de unde. Noi acum nu știu pe domnul Mazilu, cine vorbește cu probabil vorbește din galerie, nu președinte. Dar care e cazul președintele tot să sparge, știți? Da, președinte, să vină să le transmit pe ce am făcut cu noi, ce le putem oferi. Le-am făcut pe acolo, le-am cauzat terenul, le-am
Am mai avut și alte discuții, nu vreau să le mai deschid vis-a-vis de sportul ăsta. Eu v-am spus, cunosc și în alte situații, că se plătește totul. Măcar atât ar fi trebuit să înțeleagă și să îngădui toți ăștia și din galerii și din toți, că li se oferă totul gratuit. Teren și multe altele, da? Măcar atât ar trebui să apreciezi. Alte discuții? Doamne, ai voi. Nu, eu mai aveam și eu să... Dar nu, eu scurt atâta. Domnul primar, balastul trebuie acolo spre... cu doamna Bălam acolo pe ulița aia. Spre partea aia altă, pe aleamul de sus, cum spuneam. Adică strada lui să fie rog, cum s-a primit ușat. Am așezat. Am spus și eu, am auzit că am auzit. Așa, acolo și puțin pe holdea. Adică strada Independenței. Da, și pe strada Primăverii. Strada Primăverii, scuzați-mă, da, exact. Strada Primăverii, da? Domnul președinte, eu pe ultimul... A depășit gardul. Am discutat personal. Dacă eu vreau ca să faci seama personal, ca să... Da, deci eu am fost, acum așa am văzut că e foarte... Dar acum este și Consiliul Pavlătării. Să discut în culise. Ai auzit, nu? Domnul Consiliarul Ienache, curățul oameni. Mai doriți? Nu, nu, nu. Atâta, atâta, nu. Așa, domnul Consiliarul Ienache. Scurt? Așteptam că vreau să discute. Dar cine duci cu noi GPT? Domnul GPT. Domnul poate să acolo frumos, ai cuvântul domnul Cuvătar. Da, la cuvântul. Nu, mai discutați prima oameni. Trebuie să intervin neapărat acum în centru, panta e foarte dificilă. Trebuie să dăm șanță când e Adam Viță acolo, face o șanță. Neapărat. Care se corespundă cu Giovan Sam. Dacă facem șanțuna, nu se mai avem probleme atât de mult. Trebuie intervenit un pic. În legătură cu... containerele astea pentru plastice și care au fost, trebuie amenajat un pic, turnat un pic de beton, un pic, da. Eu știu, închise. Hai că jos aici, la intrare și așa, e mai ok și în centru, dar acolo pe capă s-au pus acolo în marginea șanțului, stau săracele, de câte ori trec lângă ele, tot trebuie să le închid, să le trag, da. Să le... Trebuie neapărat de intervenit. Trebuie neapărat de intervenit. Și în asta, cum se zice, în contractul cu artistul, deci suntem obligați să facem anul ăsta n-are ușă. Dar dacă apare vreo care să... Că să știți, s-au obișnuit. S-au obișnuit oamenii și chiar duc. Chiar duc. Da, trebuie să chiar duc. Știți ce trebuie? Un control. Așa e suficient. Tot apropo de containere, vom uitați pe cameră. Că a putut două sâmbete la timpul discotecii. Au luat containere și făceau conducere pe... Da, știu. I-am găsit tura trecută, le-am spus, cred că n-au mai făcut aia. O să mă uit iar să vedem ce. Așa. Dacă mi-ai permiteți, s-a semnat contractul cu drumul de la Caracol. Da. Spus și când se începe. Deslucrarea e în funcție de noi, că ne ține un pic pe loc problema cu... Nu proiectul. Ne ține un pic pe loc, apărăm niște, nu știu ce ori, trebuie să ajungem la... Așteptăm răspunsul la ei, dacă nu nici mâine nu ne-l trimite, de la OCDI. Vezi, Doamne, că n-ar corespunde ridicări de topo cu cadastru. Ceea ce nu s-a întâmplat în istoria omenirii. Nu știu. Deci sunt, cum să vă spun eu, nu știu ce să stea... Pierici. Autonomii, nu nici autonomii, cum să le zice autonomii. Nu, instituțiile astea, cum e OCPI-ul, cum e... Care altceva nu fac decât să blocheze, să blocheze, să blocheze. Sau la pânteze. Da. Deci dacă cadastrul este de opinie de cadastrul onești, este ștampilat, aprobat, extras din carte funciară, tot, ajung planul de situație la Bacău, spune că nu e, e neregulă. Dar ei n-au văzut neregulă, adică n-am depus la oficiul cadastru de oameni. Da, și am zis, așteptăm că au vorbit mâine să ne dea răspunsul, dacă nu, merg în azi de mașină și nu știu la
să vedem exact ce se întâmplă. Da, problema e că nu mai avem să schimbăm și conducerea, nu e cu domnul Joiță acolo aproape. Foarte, foarte bine. Nu mai este domnul Joiță, a fost doar acolo din București. Și a băgat un șef nou. Nu știu cum. Nu știu cine e acolo la... Acum știu dacă o fi neapărat problema șefului sau e problema celor mai de jos. E un bolovan cam cât e acum. Mirela, acum eu n-am nicio treabă. Ca simț, eu om, gospodar. Au trecut, eu chiar am bolovanul ăla, l-am văzut 3 zile. Până la urmă l-am aruncat eu. Deci trec, mașina dacă merge pe drumul caracolului, e aproape ca în oraș. Deci trec de 5-5 minute, trec mașina. Deci nu oprești, văd așa un pic, ca un om, nu mă interesează nici de primărie, văd ca om, văd bolovanul la drum, ca un pic un aleu și la drum. Domnul Vicistemăn la drum, nu mai spune asta. Trăim amintim. Așteaptă să duc primarul. Da, domnul Miron, dar nu, deci dacă merge apa pe drumul ăla unde nu iese balafrat, nu o să oprește nimeni să... Nu știu ce să spun, nu ce spun asta. Nu mai există nimeni. Face nimeni nimic. Tot așa un caz, în caz situarea pe marea corpului, pe la Iunchiria, pe strada Iunchiria, ca așa ca să vorbim în șurez. Deci ies apa din o gradă de la Mașala, din o gradă de la ăsta, cum se spune? Colban. Colban și mai e om. Cine intri ei? Ha, sau de la Biel. La mine vine. Asta n-am nicio treabă. Când plouă torențial, plouă torențial, tot poate să iasă om. Dar nu ploaie de aia, om. Deci nu iese. Să faci un crater la poartă la Mihai Pavel, la Coloș și la Dobre, de nu mai poate merge. Nu iese unul. Băi, acum mă consapă, că până la urmă tot vaca mea trece prin șanță și la fundă, tot de la mine se întâmplă chestia. Nimeni. Deci nimeni, nimeni. Nu, a dispărut simplu ăsta civic, care el avea oameni odată, nu mai iese. Nu deci mai iese. Deci s-a apă din drum la mine. În care pe cum mă duc ce am eu. Atunci nu mai luăm pe balasă din drum. Păi dacă domnul Stan Gheorghe l-a luat și mi l-a dat mie acolo, ce să mai e? Păi să dă ca să ai. De ce nu îmi vin să uite că eu fac bine. Vă cam dat atâta până la discuții, încă ce să zic pe YouTube mai la presă. Nu să mai opresc. Dar ce te trebuie aici, mă? Astria. Păi du-te la sugerimul tău. Așa, așa. Să te amenești două iară. Mai ales domnul consiliere Nac. Ai bătut fasole? Am rugat și în ședința trecută pentru captul ăla de drum pe uliță acolo, la Ghiță Pascu. Băgam și acolo la asta. Așa. Aduce... Acolo nu trebuie, trebuie... utilajul și a dus după Valea Poenie, din Păruc, acolo nu trebuie, că acolo chiar e indicat mai mare. Noi așteptăm avizul ăsta, deci, nu știu, mâine, poenie, de aici, tot nu vine adresat. Așa dar și... luni, săptămâna aia, când am spus de apucăm de așa cum spunea și doamna, dar să spune că nu este fonduri. E cam o rușine pe care a rămas pentru puțin lisate cu aia la intrare acolo. Eu nu se mai înțelege, ci... foarte. Am mai schimbat alinerea cu un an, cu un an am schimbat mult, am fost și eu. Dar armele nu. Trebuie făcut un pic, o leacă mai mare, fac așa, cred că ar mi-ar costa chiar atât de mult să schimbă. Să vedem, am fost prin mai multe sate, de lungă aia și nu vor simile așa. Dar sunt micuțe, sunt ceva ruginite, patele. Trebuie făcut ceva mai mare. Chiar și un indicator de mănăstiri nu sunt mai bine scris ca numele și trebuie... Eu propun ca la următoarea rectificare din buget să punem în discuții problema asta și să facem indicatoare din locuri. Asta mă gândeam și eu. Dacă o fi, și eu în noiembrie, se face poate. Se face mai mare. Să fac vedeți. Adică nu chiar e mai mare. Și mare de vedeți. E mai mare. Mă avem și altele și vreau că bani. Dar noi la altele, la școală, trebuie făcut să matați pentru trecerii. Să mai amunăție. Domnul Lazar. Domnul Lazar. Spuneți acolo, că să... Acolo spuneți. Nu, ca primar. La albele trebuie făcut marcaj pentru trecere de... De viață. Da, de viață. Nu, dar